Salutare, BFM 98,3, o emisiune care cred că oricum mai luau tot tristă o să fie. Discutăm despre peste 14 de mii de oi care s-au prăpădit și despre un lanț de probleme, una mai gravă decât cealaltă. Emisiunea Comunitate, două gazde, Mihaela și Răzvan. Săruna, Mihaela. Bună ziua, bună ziua! Și invitații noștri, unul dintre ei a sosit deja, domnul Tudor Ionescu. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Îl așteptăm și pe domnul Cuchi Bărbuceanu. Nu știu cu ce să pornim, pare așa că autoritățile au numărat oile și au adormit numărând, că vorba aceea, până la 14.000 e mult. Au avut așa un demaraj mai lent, nu? Sau cum a fost? Da, sunteți foarte diplomată și foarte politicoasă și eu nu pot să fac același lucru oricât mi-aș dori. Crunta realitate este că autoritățile române au ucis prin tortură aceste 14.500, dacă nu mă înșel, oficial. De oi. Oficial 14.600 erau... au supraviețuit, parcă. Nu, din păcate, din cele 254 salvate de eroi de la fața locului despre care vom vorbi imediat, pentru că există și instituții ale statului care s-au zbătut pentru ca să fie salvate cât mai multe din acele oi, doar 181 până ieri sau până alaltă ieri au reușit să reziste, să vedem câte o să mai reziste. Eu spun că instituțiile statului, și mă refer în special la ANSVSA prin direcțiile sanitar-veterinare, cea de la Constanța în mod special, au ucis prin tortură aceste animale, pentru că acest transport nu trebuia să fie niciodată autorizat să plece în acele condiții, autorizația fiind dată de către ANSVSA prin Direcția Sanitar-Veterinară. Și dacă pun pe lângă acest episod și episodul cu două săptămâni, da, cu ursul de la Harghita, care a stat 18 ore până să fie împușcat și împușcătura a fost prost efectuată oricum de niște vânători, avem un modus operandi, un modus operandi al acestei instituții falimentare cu care eu am o problemă de foarte mulți ani de zile, din toate perspectivele, animalele de companie, animalele fără stăpân, animalele sălbatice, iată aici animalele pentru animale economice, cum le spunem, cele care sunt vândute și exportate, în care această instituție nu își face treaba. Motivele care stau la baza acestei inacțiuni nu pot decât să fac speculații și nu o să mă lansez în speculații, dar pot să vă spun, de exemplu, că la bordul acestei nave unde au fost cele 14.600 de oi, multe dintre acele oi, nu știu dacă au fost doar 14.600, suspiciunea mea este că au fost mult mai multe, nu aveau crotaliu. Aceasta este o obligație legală ca acele animale, în momentul în care ele sunt strânse în centrul acela de colectare, de unde sunt apoi aduse pentru a fi îmbarcate, ele trebuie să aibă toate, să fie evidențiate. Da? Și cum se face această evidențiere? Printr-un crotaliu care are un număr de identificare, se știe în baza acelui... Deci la fiecare oaie în parte se face acest lucru. Se face acest lucru și nu au fost găsite crotalii la foarte multe animale, nu pentru că s-ar fi rupt sau ceva de genul ăsta. Nu, au fost găsite animale, bineînțeles, moarte, care nu aveau nici măcar urmă de gaură în ureche, pentru că acolo se plasează aceste crotalii și care nu aveau crotaliu. Mie deci... nu-mi iese calculul matematic. Deci eu când am văzut câte animale exportăm noi, apropo, ne lăudăm și noi la ceva că suntem pe primul loc, nu-mi iese la matematică. Tocmai de aceea o să vă rog să discutăm despre asta. Nu-mi iese nimic la matematică legat de această problemă. România în fiecare an exportă aproape 2,5 milioane de oi doar. Dacă mai adăugăm și undeva pe la vreun milion de vite, te duci, hai să spunem, hai să rotunjim în minus, la 3 milioane. 3 milioane de capete vii, atenție, vii. Asta înseamnă în fiecare zi, cu aproximație, nu știu, vreo 80.000 de animale. În teorie, și ținând cont și de ce a spus invitatul nostru, toate aceste animale, 80.000 pe zi, ar trebui să aibă, fiecare nu, un ceva de identificare. Un crotaliu care conține informații despre acel animal, de unde provine, pentru că sunt fermier din toată
din toată țara, Doamne ferește, apare, să zicem, o problemă. Este un animal bolnav, deși asta este rolul ANSVSA, da? Ca să localizeze zona de unde vine. Exact, să fie oprit un focar de infecție, potențială infecție. Câți oameni ar trebui să fie, tot matematic, câți inspectori sanitari veterinari care să poată să facă asta, dacă tot și-ar face treaba zi de zi, de luni până duminică, să poată să facă față la un număr absolut gigantic, eu zic mult prea mare pentru o țară de forța noastră. Pentru că acum, de fapt, a ieșit icebergul la suprafață. S-a întâmplat-o și se putea și mai rău, că n-a murit nimeni. Este un cumul de factori în sensul în care, da, ar trebui să fie mai mulți inspectori, dar permiteți-mi să nu cad în această capcană încât să cred că doar lipsa efectivelor este problema. Nu. Natura, calitatea umană a acestor, a unora din aceste persoane, și o să fiu, încerc să fiu foarte temperat și să nu generalizez, mai ales din zona aceea DSV Constanța, pe unde foarte multe animale sunt, trec prin export, este cel puțin sub semnul întrebării. Și dacă mă gândesc că directorul DSV Constanța este fostul președinte al Autorității Naționale Sanitar-Veterinare, domnul Geronim Obrănescu, care ne-a arătat practic ce n-a făcut la nivel național ani de zile, aici apare această problemă. A venit și domnul Cuchi Bărbuceanu. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și iertați-mă întârzierea, dar trăim în București și știm cu toții cu ce ne confruntăm. Eu am o întrebare care ține de viitor. Ce se întâmplă prezent? În prezent discutăm întreaga emisiune, din ce știm, ce am văzut, ce informații avem. Dar de cele mai multe ori, cel puțin așa ar trebui procedat. Când ai o astfel de catastrofă, în afară de a limita consecințele, trebuie să faci și ceva preventiv, pentru ca în viitor să nu se mai întâmple așa ceva. Ori aici, fiind un lanț de, un cumul de factori, care fiecare dintre ei a contribuit la tragedia asta, plecând cu un moment în care capitanul vasului a plecat cu nava, el știind, fiind un specialist și văzând că este supraîncărcată, a plecat pe ideea că poate merge și așa. Până la norocul absolut uluitor că nava s-a răsturnat aproape de țărm, pentru că dacă ar fi ieșit 3-4 km, niciunul din marinarii nu mai ajungea în apa de 0 grade, n-ar fi putut fi salvat. Deci, în afară de ce s-a întâmplat cu aceste animale, că am aflat noi astăzi, va trebui să discutăm puțin și despre măsuri sau eventuale măsuri sau posibilitatea unor măsuri în viitor. Așa este. În cazul acesta, din câte am înțeles eu acolo, cu capitanul navei era pentru prima oară pe nava aceasta și nu o cunoștea, trebuia să plece altcineva în ultima clipă, s-au schimbat lucrurile. Evident, nicio navă nu are voie să plece de la cheu bandată. Adică înclinată. Ei au plecat înclinați pe partea stângă, după care s-a întors pe partea dreaptă. Am vorbit cu foarte mulți oameni de acolo, bineînțeles, stând 4 zile la fața locului, care mi-a spus că, mă rog, centrul de greutate era superior centrului gravitațional al navei, evident că s-a întors. Într-adevăr, a fost un noroc, să spunem așa, că s-a întâmplat unde s-a întâmplat și a putut fi trasă un pic, eșuată, să zic, pe un banc de nisip și nu s-a scufundat cu totul. Nu a blocat nici șenalul navigabil, pentru că altfel portul ar fi fost închis până scoteau nava de acolo, pierderile economice uriașe. Ce să vă spun? Astea au fost singurele lucruri bune. S-au salvat marinarii și n-a fost blocat portul. Exact. În rest, Dumnezeu cu mila. Exact, Dumnezeu cu mila. Lucrurile astea, din păcate, în România văd că se pot întâmpla oricând, la orice oră. Dar ăsta nu era singurul transport în care știm acum, a trebuit să întâmple o nenorocire, să știm cum erau transportate animalele astea. Este o practică, înțeleg. Este o așa nenorocire, vă garantez. Adică, de exemplu, acum în port există o navă autorizată de autoritățile din România, dar de fapt în care nu prea corespunde nimic. Normele de bunăstare pe perioada transportului nu sunt respectate. Iar inspectorii de la Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară, deci la ANSV de la București, au descoperit, din punct de vedere al trasabilității animalelor, niște crotalii care trebuiau să fie oile undeva până Australia. Altele trebuiau să fie deja abatorizate. Ce căutau pe această navă? Și atunci au blocat transportul pentru 72 de ore să verifice absolut toată cantitatea. Evident că lucrurile astea se întâmplă frecvent. Cred că cu fiecare transport care pleacă din România, absolut totul este încălcat. Numai că, din păcate, cei care ar trebui să verifice toate aceste lucruri, respectiv
Direcția Sanitară Veterinară Constanța nu o face. Nu o face defectuos. E mai rău, nu că nu o face, mai rău e că dau aviz. Păi da, nu face, adică dau aviz nefăcând, asta vreau să spun. Da, închid dau aviz pentru că acum controlele nu au început să fâlfâie toți că e caz la televizor, toată lumea fâlfâie să fac controle și au descoperit că nave care aveau avizul deja, care erau pe picior de plecare, nu erau întrunite în nicio condiție, noi vorbesc de exact animale în sine. Care a fost blocată. Da, deci au fost două nave în port, una autorizată de Franța, care corespundea din toate punctele de vedere, cealaltă de ai noștri, care s-a dovedit că iată, este chestrată în port 72 de ore. Animalele stau în timpul ăsta pe navă, e încărcată în proporție de 50%, să vedem ce se va întâmpla după aceste 72 de ore. Dar de ce trebuie să trimitem noi animale vii? Adică nu înțeleg motivul. Ca să înțelegeți de unde e problema. Actualul director de la DSV Constanța, acest domn Geronimo Brănescu, este cel care, astă vară, când am avut un alt scandal pe aceeași temă cu 60.000 de oi de data aceasta, el, președinte al ANSVSA la momentul respectiv, s-a dus personal, adică ne-a dat peste nas, domnule, m-am dus personal acolo pe navă și n-a găsit nicio problemă. Și ministrul agriculturii de la acea vreme, cu care am avut niște contre foarte puternice pe această temă, mi-a spus, domnul președinte al ANSVSA ne-a zis că nu e niciun fel de problemă. Dar cine era ministru pe vremea aceea? Era domnul Daia, dar în acel moment ANSVSA-ul era în subordinea primului ministru, acum ANSVSA-ul este în subordinea ministrului agriculturii. Și de aceea sper ca domnul Oros, care este acum ministru al agriculturii, cu care atunci am făcut front comun și am stat în conferință de presă împreună, condamnând exact aceste acțiuni, acum are pârghile să acționeze în acest moment. Și sper să o facă. Iar schimbarea, și aici Cuchi Bărbuceanu poate să vă spună mult mai multe decât pot eu să vă spun, sau mă rog, o altă perspectivă. Problema nu e să schimb doar un președinte sau un director. Problemele cele mai multe sunt la eșaloanele 2, 3 și mai jos. Acolo sunt. Și sunt oameni pe care eu personal nici nu le știu numele la toți. Dar acolo sunt problemele. Deci un președinte nu va schimba totul. Un ministru nu va schimba totul. Un prim-ministru nu. Dar dacă ai un ministru, un președinte, un director județean, care își dorește cu adevărat să oprească acest masacru și chiar vrea să acționeze pentru bunăstarea animalelor, chiar pentru export fiind, da, pentru sacrificare. Sacrificarea se poate face în diferite moduri. Da, sacrificarea se poate face în țară și... Acesta este argumentul pe care l-am adus astăvară și am demonstrat economic, da, pentru că, bun, hai să zicem, noi aici, mai ales Cookie și cu mine și cât mai suntem, noi ținem la animale și, mă rog, dacă s-ar putea să nu mai exportăm și să nu mai fie sacrificate animale, ar fi perfect. Vorbim în fiecare an de vreo 70 de miliarde de animale care sunt omorâte pentru consum, da? La nivel global. Deci da. 70 de miliarde, nu milioane. Dar, admițând argumentul economic, doamne, trebuie să trăiască agricultorul, toată lumea, niciun fel de problemă. Economic vorbind, este mult mai avantajos pentru România ca această sacrificare să se facă aici, pe teritoriul nostru. Locuri de muncă, valoare adăugată, protecția, sau mă rog, bunăstarea animalelor, să spunem, și produsul ajunge cinic vorbind, da? Încercăm să vorbim cinic, ajunge păstrând niște calități acolo la fața locului. Și se poate face această sacrificare, pentru că asta este un alt argument pe care l-am auzit. Dom'le, animalele trebuie să fie sacrificate conform ritului musulman, carnea să fie halal, asta înseamnă că animalul trebuie să fie lăsat să-i se scurgă sângele, da? Într-un anumit mod. Aceste lucruri se pot face aici. Deci noi avem abatoare care fac acest procedeu respectând toate regulile acestea religioase. Da? Deci nu avem niciun fel de problemă. Și atunci de ce refuzăm, pe de o parte, să câștigăm mai mulți bani, să protejăm niște animale și poate chiar creștem acest număr, dacă asta este... Dar și crescătorii înțeleg că tot asta cer. Toată lumea interese pe undeva uriașe. Ascunse, poate, da? Adică păi da, și ajungeți noi... la ce v-a zis Cuchi Bărbuceanu. Crotalii lipsă, crotalii greșite și atunci... Dar de ce? Noi chiar exportăm animale vii ca după aia să importăm produsul finit făcut de... Alții. Da. Da, nu vorbesc de Orientul Mijlociu, că de acolo nu importăm... O să vă rog să mă ajutați puțin cu matematica. V-am zis că mi-am prins urechile de la începutul emisiunii și toate cifrele, toate numele sunt legate de acest caz. Mă uitam pe Vessel Tracking, care este un site unde poți găsi cam aproape orice navă din lume și îți dă și caracteristicile. Și mă uitam și cu Queen Hind, această navă despre care vorbim, care s-a răsturnat.
În teorie, dead weight are capacitatea de 2113 tone. Deci dacă ar fi vorba de 14.600 de oi, n-ar fi absolut niciun fel de problemă să le transporte. Ele în total, chiar dacă am luat adulți, masculi adulți, la 160 de kilograme, maximum, te duce spre 1300-1400 de tone, nu depășești. Ca să poți să ai supraîncărcătură, înseamnă că acolo mai pui așa încă vreo 10.000 de oi. Ori eu vreau să vă întreb matematic, cum se poate totuși într-o țară civilizată, adică pe ce sistem, ce filieră îți poate veni așa legat la ochi, să nu știe nimeni, să mai bucșești încă 10.000 de oi pe nava asta? Fără acte, fără crotalii, exact, fără nimic. Este foarte, cum se foarte poate? Simplu. Aceste oi, gândiți-vă așa, nu vine ciobanul la țărm cu oile după el și le urcă în navă, le vinde. Da? Sunt niște samsari, să le spunem. Care? Agentul economic. Se duce pe la diferiți șobani, diferite stâne, are deja cunoștințele făcute. Câte oi ai, mă, să-mi dai? 200. Bun. Îți trimit camionul, banul, jos, la roată, așa se cheamă, banul la roată. Nu factură, nu bon, deci nimic, fiscalitate zero. După care acesta le strânge, când are 10.000, 15.000 de oi la el în ferma lui, să spun așa, după care are deja deal-ul, da, înțelegerea făcută cu cumpărătorul, a luat vaporul, le-a trimis, toată treaba perfect. Cine ar trebui să verifice? Nu verifică. Închide ochii. De ce? Asta vor afla. Da, ciobanul are 202, ca să ajungi la 10.000 înseamnă că sistemul ăsta ilegal e așezat pe toată țara. Bine, e așezat mai ales pe partea noastră de sud, da, adică vrei la zona asta, spre Dobrogea, unde sunt foarte multe oi. La ora actuală avem în țară, nu știu, erau ceva de genul 5 milioane de oi. Deci vă dați seama, au de unde lua. Nu asta e problema. Sunt miei, cu berbecuții ăștia, se nasc înainte de Paști, ce nu se vinde, cresc frumos, sunt toamnă, încep să fie exportați. Că aici vorbim, ca să ne înțelegem, nu știu, 90% din exporturile astea de așa zise, pardon, așa zise oi, sunt de fapt berbecuți. Adică masculi. Deci se spune berbecuți celor care au cam până într-un an jumate ca vârstă, după care devin berbeci. Berbecuții ăștia, ciobanul evident că îi dă, pentru că de oaie are nevoie, că îi fată în continuare, mai are niște miei, că îi dă lapte, că îi dă brânză, că îi dă ce-i mai dă. Dar de berbecul nu-i dă nimic. Și atunci e de preferat, scapă imediat de ei și a făcut loc pentru următoarele. Sistemul e bolnav, e putred în totalitatea lui. Și vă dau un exemplu personal. În 2014, când am fost la ANSVSA angajat încercând noi atunci să facem poliția animalelor, s-a schimbat conducerea care începuse acest proiect. Era domnul Mănăstireanu, pe vremea președinte, care a plecat după alegerile din octombrie 2014 și a venit altă conducere. Nici nu mai țin minte exact cine era președinte. Și atunci era un dezastru în țară cu adăpostul de câini fără stăpân. Adică, mă rog, printre alte multe dezastre, era și ăsta pentru care noi primeam foarte multe reclamații că nu se respectă niciun fel de reguli, de nimic înăuntru. Bun. Se duceau DSV-urile respective în control, care veneau cu rezoluția foarte clară că la data controlului nu s-au confirmat cele semnalate, tot în regulă. Există dovezi, cum vă spun, adică video, foto, ce vrei, că nu aveam un adăpost în Onești, de exemplu, care nu avea acoperiș, n-a avut niciodată, n-a fost construit. Erau țarcule sub cerul liber. Legea spunea clar, țarcule exterioare trebuie să fie acoperite. Și îi spuneau că e în regulă. Adică, dumneavoastră, stai că și un copil de 2 ani poate să spună dacă e acoperit sau nu e, adică să vede sau nu se vede. Bun. Tot ok. Și atunci era clar că eram în situația în care eram și scandalul internațional. Tot din cauza celor care nu-și făceau treaba, care nu dădeau amenzi, care nu îi forțau pe cei care dețineau aceste adăposturi, care în general erau consiliile locale, să se conformeze. La nivel local, în toată țara, e așa o cârdășie de asta, de-a noastră, românească. Toți sunt prieteni cu toți, sunt rude, sunt o cu mână primarul, se spală și alta. Exact, totul se acoperă. Și atunci m-am dus la președintele ANSV-ului pe vremea aia și am spus, domnul președinte, haideți să mergem, că din cauza DSV-urilor nu se întâmplă. Adică inspectorul ăla care s-a dus și a constatat el că există acoperiș care n-a fost nici măcar construit, are o problemă, hai să... Domnul Bărbuceanu, știți, nu putem să ne luăm de colegii noștri.
Și am spus, domnul președinte, mulțumesc, la revedere, pa, evident că am plecat din ANSVI. Da, totuși în situația în care deci noi riscăm acum sancțiuni majore. Parlamentul Doamna European vrea să interzică, nu? În decembrie se întrunește interzică exporturile de animale vii. Da, deci dacă vin sancțiuni, infringement, nu știu, amenzi de milioane de euro pe zi pentru România, plătesc ei? Aici e problema. Păi și atunci ce-i de făcut? Adică... Trebuie schimbat acest sistem, cumva ruptă pisica asta odată, că nu mai putem, adică peste tot ce de... Ăia de la DSV Constanța care au dat... Deci am citit ieri, inspectorii la DSV Constanța au autorizat greșit sau de fapt fraudulos nava care nu știu. Au fost trimiși în control 5 specialiști de la DSV Constanța. Păi spuneți-mi mie ce coleg își bagă, nu? Dar nu știu, în țara asta chiar nu plătește nimeni. Asta aici e problema. Aici e problema. Nu există niciun fel de... Păi da, vă mai dau un exemplu foarte... de acum câteva zile, da? Au fost filmați niște indivizi care dădeau cu niște bâte în viței care trebuiau să se urce pe o navă în portul Midia. Am văzut cu toții imaginele, da? Îngrozitoare. Și am fost întrebat ce se poate face. Păi se poate face în următorul fel. Legea de protecție a animalelor spune foarte clar că producerea suferinței fizice și psihice animalelor prin orice mijloace este infracțiune. Bun. Cine aplică această lege? Tot în lege se spune. Ministerul de Interne și Direcțiile Sanitar-Veterinare. Deci DSV-urile. Bun. Cine este la îmbarcarea? Teoretic am avorim, da? Că practic nu știm dacă există sau nu cineva acolo. Dar teoretic e obligatoriu ca la îmbarcarea animalului pe navă trebuie să fie un reprezentant al Direcției Sanitar-Veterinare care verifică actele, starea de sănătate, tot. Și modul de desfășurare a operațiunii. Acolo și vedea cum se dă cu băta în animal. Și să mai, pe cine să mai chemăm? Da, da, noi văd că suntem foarte buni la premieră. Înțeleg că nu s-a mai întâmplat un astfel de incident până acum. Nu s-a mai întâmplat așa ceva? La nivel mondial nu s-a mai întâmplat. S-au mai întâmplat foarte multe, dar cu nave scufundate total. Adică dauna a fost totală. La noi... Înțeleg că zilele trecute a fost o conferință despre situațiile de risc și în niciunul dintre subiectele conferinței nu s-a făcut referire la situația asta de criză cu pagube în animale, pentru că, spune domnul Raed Arafat, nu s-a mai confruntat lumea cu așa ceva. Tocmai de aia, unei premiere. Noi am făcut o întâlnire acum 3 ani de zile la IGSU, în București, cu tema... de a ne întâlni sau, mă rog, de a se, să zic așa, întâlni toți factorii responsabili pentru a stabili clar niște proceduri de intervenție în cazul animalelor aflate în impas de supraviețuire. Vorbim de orice fel de animal, de la urs până la, nu știu, șarpe. Pentru că nu există asemenea proceduri, clar. Întâmplarea a făcut ca întâlnirea să aibă loc exact în aceeași zi când a fost împușcat ursulețul acela în Sibiu. Uh-huh. Evident, pe fondul emoțional, toată lumea a fost de acord, gata, facem, dregem, nu știu, nu știu. Bineînțeles că s-a fâsit toată treaba, nu s-a mai întâmplat nimic, am făcut noi un protocol cu ISU București Ilfov, ISU BIF, cu care colaborăm extraordinar de bine, când există un animal pe lângă București sau în București, care poate crea probleme, suntem anunțați și rezolvăm problema. Bun. Dacă în urma... nenorocirii cu ursul de acum 2-3 săptămâni care a zăcut pe asfalt 18 ore, din nou s-a reieșit foarte clar că asemenea proceduri iarăși nu există. Și am luat legătura și am vorbit și cu domnul ministru al mediului să ne întâlnim, Ministerul Mediului, Ministerul de Interne și ANSVSA-ul, hai să punem la cale aceste proceduri. Noi, având o experiență, zic eu, mai mare decât a oricărui autorități din țara asta privind animale sălbatice, intervenția în aceste cazuri, bineînțeles, am oferit și trăinuirea acestor oameni care vor fi implicați. Adică pompierul săracu, de unde să știe el cum să abordeze, nu știu, o căprioară sau un urs? Sau... Adică instinctiv știm norocul nostru în România că suntem băieți descurcăreți, cam așa e românul. Dar nu poți să fii descurcăreți așa, că s-ar putea să mori în descurcărea asta la un moment dat. Și atunci de asta există niște proceduri internaționale, adică nu le-am inventat noi azi noapte, da? E, vreau și sunt foarte curios să văd dacă, într-adevăr, va avea loc aceste întâlniri și în final vom avea și noi niște proceduri de intervenție în aceste
cazuri. Bineînțeles că asemenea lucruri nu s-a mai întâmplat, domnul Arafat are dreptate. Numai că, vă dau un exemplu din aviație. În aviație există, nu știu, sute de mii de proceduri. Astea nu le-a visat nimeni. Au apărut pentru că s-au întâmplat niște lucruri. Și atunci, cum se întâmplă un lucru anormal, apare imediat procedura. Numai că la noi nu se întâmplă așa. Stai, da. Deci haideți să le facem. Da, există cookie. Deci e hotărârea de guvern 323 din 2010 care prevede exact în modul de intervenție pentru capturare a animalelor ucise sau accidental sau rănite accidental, care prevede ca la nivel județean să se creeze un comitet tehnic cu autoritățile locale și naționale, Ministerul Mediului, Garda de Mediu, ANSVSA-ul, Agenția pentru Protecția Mediului, Prefectura, toată lumea, și acolo să stabilească la nivel local, pentru că, bineînțeles, are o logică, specificul populațiilor de animale din populației de animale din Brașov nu este același cu cel din Bacău, din Iași, din Constanța sau în alte locuri, care prevăd inclusiv crearea unor spații unde să fie duse animalele rănite și să primească asistență veterinară și după aceea să se poată reintegra eventual. Adevărul este, și haideți să-l spunem, și eu vi-l spun, că mă confrunt cu asta de 3 ani în București, unde, dacă nu mi-am pus toată primăria în cap și toți medicii veterinari cărora le-am stricat combinațiile cu primăria municipiului București, că aveau ei combinații pentru amărâții ăștia de câini din centrele de adopții pe care le aveam, vă spun eu cum stau lucrurile. E vorba de bani. Ursul despre care vă vorbea Cookie Bărbuceanu, de ce credeți că n-a fost eutanasiat? Pentru că el a trebuit să fie valorificat. A fost valorificat de niște vânători. Adică, pielea vândută, carnea vândută și capul trofeu. Știți cât poate să genereze un urs care era estimat, nu știu, la 350-400 de kilograme, un mascul superb, un exemplar superb. Poate să ajungă la câteva zeci de mii de euro. Și atunci, de ce să le eutanasezi, care asta înseamnă că după aia el trebuie incinerat? Nu. Vin vânătorii, care, apropo, vânători atât de buni vânători, încât animal rănit, după 18 ore în agonie, n-a reușit să-l omoare letal din prima. Deci n-a reușit să-l împuște letal. Și când au venit cu cuva să-l ridice, a mai tresărit odată. Înțelegeți la ce am ajuns? Același lucru este și la oi. De aceea nu se vrea, între ghilime, același lucru și la problema câinilor fără stăpân sau animalelor fără stăpân. Este o chestie de bani. M-am scufundat acum iar pe internet și tăia capul, într-adevăr. Discutam la început de emisiune despre DSVSA Constanța, Direcția Sanitară Veterinară pentru la. Și aici, pe site-ul lor, există la mijloacele de transport naval. În teorie ai trei categorii, active, suspendate și anulate. Când vorbești de cele suspendate și anulate, fiind Direcție Sanitară Veterinară, aviz nefavorabil. M-am uitat, active sunt cu miile. Suspendate niciuna, iar anulate, deci anulate, din Constanța, că acolo e baza, sunt în total în ultimii ani vreo 9 cu totul, cele mai multe cu autorizațiile expirate. Da. Deci nu pentru că au fost găsite, n-ar fi corespuns. Deci, practic, la 3 milioane de capete de animale, care majoritatea pleacă cu vaporul, majoritatea. Din Constanța n-au ce să da, în Asia, că nu se reducă cu trenul sau cu avionul. Deci, la acestea, iată, până acum, probabil că unul sau două transporturi au fost oprite pentru acest motiv de care discutăm și acum cu acest caz, dintr-o dată, iată cum e sunat după alta și care n-au condiții corespunzătoare. Vi se pare, nu știu, că românilor în general le pasă așa de soarta animalelor? Atâta vreme cât depinde, românii încă țin câinele pe lanț. Depinde de animal, e foarte clar. De exemplu, în situația cailor de la Aletea, da, acum 8 ani de zile, când s-a întâmplat cu tirul în care au fost așa, atunci foarte mulți români, au fost 150 de semnături într-o petiție în 24 de ore, adică un record. Nu, da, acum, bun, o petiție s-a făcut și acum, eu vorbesc de autorități în special, adică consideră pe așa un subiect foarte grav, o prioritate. Unele de altele nu, hai să fim corecți. Da, nu știu, pe ce animale sunt prioritare pentru autoritățile din România. Acum ce se întâmplă cu oile supraviețuitoare? Că înțeleg că nava n-a fost abandonată și ar trebui date cumpărătorului, oile nu? Oile supraviețuitoare au mai murit 71 din cele 254. Ele au fost în grija medicilor oficiali de la Direcția Sanitară Veterinară Constanța. Noi nu am fost lăsați
să ne ocupăm de ele. În primele ore după ce au fost salvate, erau orele critice în care trebuiau să primească îngrijire medicală. Nu înțeles cum, adică nu ați fost lăsați? Ați dorit și v-a interzis cineva? Da, ne-a dat afară... Îi încurcați pe acolo sau cum? Sau se descurcă singur? Da, voi o să mai salveze niște oi. Da, ele de la navă ajungeau pe țărm într-o curte. Proprietate privată. Comagra se cheamă ceva, ei care acolo se descărcau, se încărcau oi, acolo era, să zic așa, terminalul. În curtea aceea n-a fost lăsat să intrăm. Mai mult au venit trei medici veterinari care au venit împreună cu pompierii, cu barca, de la navă, împreună cu oile, s-au dat jos pe țărm, au dat oile jos, a venit proprietarul și nici măcar nu le-a mai întrebat cine sunteți cei cu voi. Ieșiți afară, n-aveți voie, numai medicii DSV-ului. Da? Ok. Ne-a dat afară, ne-a dat afară. După care oile au fost urcate în niște mașini și duse în această fermă, unde sunt și în ziua de azi. Acolo, evident că trebuiau să li se... Erau foarte multe dintre ele sedate deja. Era frig. Nu știu dacă li s-a dat apă, deci nu mai știm nimic. Ca dovadă, 71 nu mai sunt dintre ele. Bun. De erau ude scoase din apa înghețată. Bănesc exact, că nu duci deci mult trebuiau, așa. Trebuiau, da. Bun. Nu-i focă. Am avut sâmbătă o întâlnire cu noul președinte al Autorității Naționale Sanitare Veterinare, domnul Robert Chioveanu, și care m-a asigurat că mâine vom merge să vedem unde sunt oile, să vedem ce nevoi mai au, pentru că degeaba le faci fișe. Fișa nu salvează oaia, trebuie să o tratezi, adică animalul, da, respectiv, nu contează că e oaie, că e fișe de două ori pe zi. Eu nu cred că vreun medic de la DSV-ul, tare aș fi curios, Constanța, a băgat vreun termometru, vreo oaie de asta, de exemplu. Da? Sau a atins-o să vadă, domne, ce cu ea, e ok? Da, un medic n-ar trebui să facă lucrul ăsta? Evident că ar trebui să facă, dar medicii pe care i-am văzut eu acolo nu știau câte măști să-și mai pună pe față, să stea cât mai departe de... Că au primit sarcini, n-au venit acolo voluntar. Da, domne, vreau eu să merg să văd, să ajut, să fac ceva. Nu există așa ceva. Din păcate. Medicii de la DSV, de fapt, ei nu prea sunt medici. Ei sunt oameni de birou, de controle, nu au mai pus mâna pe da. Seringă. Așa, și colegiul medicilor, da? Ce face în cazul ăsta? Nu știu. Nu, face. Nu face nimic. Problema asta e încă una din probleme. Nu face nimic pentru că problema poate fi acoperită foarte ușor. Exact. Da, domnule, au exact. Fost tarate, au venit așa, au murit, deci nimeni nu mai poate descoperi. Nu, de ce mai e o problemă pe care nu știu cum o să rezolve, care e foarte importantă. Ce face DSV Constanța? Că deja sunt zile bune de la acest caz. Sunt peste 14.000 de cadavre de oi și văd că în acest moment se decide în continuare procedura de neutralizare. Când se va hotărâ, când se va finaliza decizia? În iulie? Pentru că e un pericol biologic uriaș. Uriaș, evident. Ministerul Mediului deja a trimis o alertă în acest sens. Este foarte, foarte greu de scos acum de acolo, pentru că imaginați-vă foarte simplu. Stai, nu știu, în apă, în cadă, două ore. Și vezi cum tegumentul, da, tegumentele, mai ales pe extremități, începe să se deformeze. E, imaginați-vă să stai o săptămână în apă. Mii de tone. Da? Viu fiind. Da. Și tot, da, păi mai... Nu, au soluție sau e o discuție așa? Nu știu ce fel de soluție au, nici nu pot imagina. Dar cine ar trebui să scoată cadavrele din apă? Au încercat să... Adică au contractat o firmă de scafandri. Pentru că aici e altă chestie. Dar cred că e insuficient o firmă de scafandri. Unii să spuneau, da, unii spuneau inițial că întâi vor să ridice nava, să o pună pe linia de plutire și să o tragă la țărm ca să poată să o descarce. Altă variantă a fost întâi să scoată oile moarte, după care să încerce să o ridice. Nu știu ce s-a ales, asta e treaba specialiștilor în domeniu. Dar și aici, nu? Ar trebui să fie înființată o celulă de criză, adică mai multe organisme să ia deciziile astea și să... Da, astea în lege există. Deci toate aceste lucruri despre care noi discutăm, pentru că reflexul de fiecare dată este, domnule, legea trebuie schimbată. Adică să vină unul de scafandri și să se chinuie să scoată oile deci de acolo și spun, se pare... Eu vă spun că legea există, pe de o parte. Pe de altă parte, și dacă nu există specific, dacă omul își dorește să facă ceva, poate să o facă. Pentru că, de exemplu, în București,
Poliția Animalelor, pe care unde mi-aș fi dorit să-l am pe Cookie Bărbuceanu să vină și să mă ajute la nivel național, că știu că face treabă, nu există. Ce am făcut? Am înființat o Poliție a Animalelor cu competențe limitate doar la Poliția Locală. Deci dacă vrei, te bați cu toată lumea și reușești să faci anumite lucruri. Dar haideți să începem să discutăm cu nume și prenume. Asta este solicitarea mea către toată lumea. Hai să spunem cine este medicul veterinar, care sunt aia 4 medici, 5 medici veterinari, nume și prenume. Pentru că, ghiciți ce, Cookie Bărbucea nu e medic veterinar. Și atunci eu de ce să spun medicii veterinari? Ovidiu Roșu, alt erou de acolo, medic veterinar. Florin Mlagiu, alt erou, medic veterinar. ISU, eroi și ei. Sunt instituții ale statului? Sunt. Autoritatea Navală este instituția statului? Este. Sunt și eroi? Sunt. Dar ANSVSA, iată, nu... Să spunem de ce, pentru că lumea poate nu-și dă seama că toată lumea a zis la început, scoateți oile, scoateți oile. Nu e atât de ușor. Gândiți-vă la temperaturi, gândiți-vă că acolo este o masă de mii de tone, nu doar de oi. Sunt furaje, am înțeles că erau 200 de tone numai de furaje care erau amestecate, n-avea să răsturnat, da. Instalații, deci da. Este, riscul este foarte mare, de riscul, aceea spune riscul, că sunt eroi. Sunt eroi pentru că sunt oameni care au intrat acolo unde alții n-ar fi intrat. Sunt eroi care în loc să-și pună măștile, 5 măști, cum spunea Cookie Bărbuceanu mai devreme, și-au pus mânușile și s-au dus acolo riscându-și viața. Și aici o să-l las pe Cookie să vă povestească care sunt riscurile. Gândiți-vă doar la cadavrele peste care trebuiau să calce, alegând locul unde pun piciorul, pentru că un picior prost pus în acele condiții te omoară și pe tine. Dar îl las pe Cookie, că el a fost acolo, eu doar am păstrat legătura cu el. Da. N-aș vrea să intru în prea multe detalii. Imagini de coșmar. Reamintesc, da. Cine e curios poate intra pe pagina asta de Facebook, Letea Wild Horses, pe care încă n-am reușit să-i schimbăm numele. Și acolo să vadă un filmuleț foarte scurt, postat de noi azi dimineață, cam cu ce a fost acolo. Da, nu vreau să discut despre lucrurile astea. Cine vrea să-și imagineze, își poate imagina, cu toate că n-are nimeni cum să-și imagineze ceva. Dar în sfârșit, problema este, să revenim un pic la proceduri, ele da, într-adevăr există această lege care evidențiază cumva modul de intervenție, numai că în această lege sunt atât de multe aberații încât ea nu poate funcționa. De exemplu, jandarmii sunt obligați să aibă arme de foc, arme cu gloanțe de cauciuc, arme tranquilizante. Și medici veterinari, pentru că tranquilizarea nu o poate face oricine, decât un da. Medic veterinar, că el are voie să umble cu substanțele psihotrope care cu care se tranquilizează un animal. Bun. Cum să aibă jandarmeria angajați medici veterinari? În fiecare județ, cel puțin, da? Și câți medici veterinari, dacă chiar vrei să faci totul ca la carte, îți trebuie 3 schimburi, că nu știi când se întâmplă o nenorocire. Da? Tocmai ca să nu stăm să-i spunem animalului: știi, îmi pare rău, e 6 seara, mi s-a terminat programul. Vin mâineață la 9 da. Când începe programul, adică e aberant, da? Iar ne întoarcem de unde am plecat. Și atunci, ca să degrevăm statul de asemenea lucruri, există ONG-uri care se ocupă de animale sălbatice, de exemplu de urși, le trec 10 de urși prin mână în fiecare an. Și sunt pe toată suprafața. ONG-urile astea n-au avut voie să intre în țarcul ăla unde au fost duse oile, așa că despre ce vorbim. Unde există urși. Da. Deci aceste ONG-uri și chiar își doresc să ajute. Da. Gratuit. Deci oamenii ăștia de la ONG-uri au fost buni atunci, în momentul respectiv, să salveze ce mai era de salvat. Deci, dar să tempereze tensiunea și nervii din acel moment. Cu toate astea nu erau autoritățile de acord, dacă vă puteți imagina. Deci noi am ajuns acolo marți dimineață. Am spus cine suntem și ce vrem să facem. Nu stați că nu aveți autorizații, că cine dă, domne, autorizația asta? Da, incredibil, deci noi nu știm să ne comportăm în situații de astea. Exact, adică în loc să zici bravo, domne, vino încoace, da. Hai să te ajut, hai să știi. Deci a durat o zi întreagă, ziua de marți, când am scos de acolo doar 26 de oi, puteam să scoatem mult mai multe, dar a fost fragmentată toată ziua de tot felul de telefoane care veneau pe navă, cine să ia, scoteți de acolo. Trebuia să vorbesc eu la telefon cu dânsii și să le explic despre ce vorba, cine suntem și ce facem. Bine, hai, continuați, suna alt telefon. Nu, domnule, ieșiți de acolo. Domnule, sunt nebunit. Lăsați-ne dracu să ne facem treaba. Pe proprietar, că mă uitam, sunt niște ramificații de ne-ar trebui 100 de emisiuni. Da. Pe proprietar e libanezul pe care îl cheamă Jihad El Khalil. El este proprietarul? El este vânzătorul.
Aha, pentru că omul acesta sunt ziariată de acum vreo 7 ani. Trading, e o, da, și este, a fost implicat în tot felul de chestiuni extrem de grave, care se duc și în jurul cuvântului terorism. Da. Vedeți de ce e bine să lucrăm cu nume și prenume? Cu nume și prenume. Cine este la DSV Constanța? Că așa zicem, domne, DSV Constanța, DSV Constanța. Doamne, niște funcționari. Nu, domne. Este domnul Geronim Obrănescu. Este fostul președinte al ANSVSA la nivel național. Și domnul Geronim Obrănescu, când a cât timp da, a încă fost... mai este în funcție? Da, încă mai este. Încă cât mai este. Este în concediu medical și nu poate fi atins deocamdată. Da, ne scuzați, are... Da. Cât a fost în funcție la ANSVSA președinte, a modificat un pic niște ordine de la ANSVSA, pentru că până atunci plecarea animalelor din România era verificată în PIF-uri, punctele de inspecție la frontieră, care aparținau ANSVSA-ului. Deci, controlul era mai făcut era un de filtru, oameni da. De la București. DSV-ul nu avea nicio treabă în chestia asta. Dânsul le-a scos de la ANSVSA la, și la, le-a trecut la DSVSA. Da. Și din momentul ăla, trai pe trai. Legal. Da. Acum ce se va întâmpla cu oile supraviețuitoare? Așteptăm, clarificarea proprie situații de proprietate a lor, că deocamdată am înțeles că aparțin cumpărătorului. Da, nava nefiind abandonată. Da, cumpărătorul i-a fost trimis o scrisoare prin care a fost rugat să renunțe la ele și să fie de acord să fie donate. Încă n-a răspuns. Să vedem. Mai există o variantă în care nava va fi abandonată pentru că armatorul va trebui, a avut 24 de ore, cred că s-au cam terminat, nu știu exact cum s-a întâmplat, dar vom afla în cursul zilei de astăzi, în care trebuia să vină să înceapă să plătească toate intervențiile, toate cele, costă o avere. S-ar putea să nu mai vină și atunci nava împreună cu încălcător. Păi merge, nu s-ar putea, deja e o garanție. Cred că asta e varianta... Atunci nava pentru deci care va opta sigur. Nu, și să spunem ceva, nava e de 40 de ani. Deci da. Nu e o navă nouă, nu se justifică. Vă explic imediat cum ești cu nava. Deci atunci, în momentul în care nava se renunță la ea, intră în posesia autorității navale române, care teoretic obligată să prolongă licitație, să o repare, să nu ce, atât marfa cât și bunurile. În cazul de față, bunurile având un regim nemai întâlnit până acum, ca să nu spun doar special, probabil că vor fi date către ANSVSA care... Când spuneți bunuri, vă referiți și la cadavrele oilor care plutesc prin Marea Neagră? Alea nu mai pot fi vândute și... Păi nu, dar cine le ia de acolo? Și dacă când anume? Dacă renunță, repet, armatorul la navă, atunci le vor lua autoritățile bun, române. Și până când se stabilește toată nu chestiunea, oricum, acolo rămân sau cum? Alea trebuie luate oricum de autoritățile române. Acum, singura diferență e dacă lucrul ăsta va fi plătit de armator sau nu. Pentru că el a renunțat la tot. Probabil că va primi niște amenzi, niște, nu știu ce se va întâmpla. Probabil că statul român o să-l acționeze în civil pentru a-și recupera paguba, habar n-am, nu dar știu. Dar până ai plecat tu de acolo, a început operațiunea asta? De scoaterea oilor moarte, nu. Asta întreb, că nu-mi dau seama, chiar nu știu, în secolul ăsta în care trăim și o țară cu forța României, cum se poate, dincolo de celule de criză care nici nu există, cum se poate face concret, că noi nu ne-am mai întâlnit cu astfel de situație, e o situație catastrofală. E vorba de 15.000 de oi și o navă răsturnată și oile înăuntru. Deci cum poate, putem, avem, există soluție teoretică sau doar vorbesc într-un birou și alea se împută acolo? Situația e foarte simplă. Deci cum le iei cu năvodul ca pe scarii? Adică poate fi foarte simplă. Dacă celula asta de criză care o să se înființeze ajunge la concluzia care că, o să se înființeze? Sau care s-o fi înființat, nu știu, habar n-am, adică referitor la recuperarea navei. Nu știu ce s-a întâmplat, n-am de ce să vă spun, dacă s-a înființat foarte bine, dacă nu o să se înființeze cât mai repede, dacă ajunge la concluzia că nu avem cum să scoatem nava de acolo cu forțele pe care avem noi acum în România, e foarte simplu, se apelează la niște firme străine care au posibilitatea să scoată 7 nave ca astea deodată, o ia frumos pe sus, pur și simplu, și a pus-o pe uscat. Da, da, și atunci o goliști.
Deci trec zilele, adică înțeles că asta trebuie cât mai repede. Adică ei au capacitatea de intervenție rapidă. Știu, trebuie să ajungă. Da, și ca să achiziționeze așa ceva, trebuie înseamnă o comisie, înseamnă să vedem cât costă, că nu scoți o mașină, ci scoți câteva mii de tone. Bineînțeles, costă. Poate să însemne, poate să însemne dacă depășește un prag pe achiziții publice, poate să însemne o licitație. Nu de cumpăra, să cumpărăm ceva. Și serviciile se cumpără pe achiziții. Adică eu vreau să vă zic, bun, acum deci sunt această birocrație într-adevăr este foarte problematică. Dar aceste oi, 14.600, cu cele 60.000 de astăvară, vreau să menționez și este cel mai important lucru din punctul meu de vedere acum, fac parte dintr-un lot, dacă vreți, dintr-o vânzare de 200.000. 200.000 de oi, contract semnat de doamna Dăncilă la începutul acestui an. Doamna prim-ministru, de fapt, indiferent de numele ei, că asta chiar nu mă interesează în acest moment. Pentru aceste 60.000 plus 14.600 este prea târziu. Cele 14.600 ucise prin tortură aici, cele 60.000 probabil ucise prin tortură acolo. Exact. Încălcând regulamentul numărul 1/2005 al Parlamentului European, conform căruia nu pot fi transportate animale la temperaturi de peste 30 de grade vara, iar în Golful Persic se ajunge la temperaturi de până la 60-65 de grade. De aceea Australia până în septembrie anul acesta a decis să nu mai exporte oi, a reluat exporturile din septembrie anul acesta, pentru că un transport de vreo 2.000 sau 3.000 de oi au murit toate în 2017, dacă nu mă înșel. Dar înțeleg că și în august comisarul european pentru sănătate și siguranța animalelor și voluntarii i-au transmis domnului Daia. I-am transmis domnului Daia și acum îi transmitem domnului Oros. Îi transmitem domnului Oros, pentru că acum, ce vă spunea și Cookie, este o navă care este blocată momentan cu vreo 15.000 de oi. Da, domnul Oros în declarațiile sale a spus că da, nici el nu este de acord cu transportul animalelor vii. Să vedem dacă schimbă... Cu exportul, transportul bun și transportul e o problemă. Da. Deci, încă din acel lot mai sunt aproximativ 125.000 de oi care pot fi salvate. Pe asta aș vrea să ne concentrăm în acest moment. România, aici la noi. Care sunt în România, unele sunt blocate în port. Și eu de aici, de la emisiune, de la dumneavoastră, știți unde mă duc? La Ministerul Agriculturii să protestez. La ora 4, 16. La ora 16, o să fiu acolo și eu să protestez și să caut decât să protestez, că bun, e foarte bine să protestăm, dar vreau să discut cu omul cu care am făcut front comun și care poate să acționeze acum. Ok, deci e foarte bine să limităm acest dezastru ecologic, pentru că în apă nu poți să limitezi. Ce faci? Pui pereți de jur împrejur? Ba, tardou, faci că la pot, n-ai cum. Ar trebui oricum, ar trebui și asta făcut ca să limitezi, dar acum când vorbim se propagă toate bacteriile, tot ce se întâmplă acolo. Cookie, ca medic veterinar, poate să vă spună mai multe, dar haideți să ne concentrăm pe viață. Acum chiar. Este. Adică trebuia intervenit din momentul în care noi am intervenit să scoatem animale vii. În același timp cu noi puteau să le scoată pe cele moarte. Nu era nicio problemă. Nu știu de ce nu s-a făcut lucrul ăsta. Pentru că acolo, de fapt, cam știu, nu vrea să intre nimeni. Nu vrea pentru că deci să vorbim, imaginea le-a văzut toată lumea. Imaginea sau cel puțin imaginația duce spre, nu știu, chestii grotești. În mod evident că așa se întâmplă. După niște zile... 14.000 de oi, nu mai sunt 14.000 de oi, serios, sunt o masă care e amorfă, care poate să poleze biologic, este un pericol uriaș, sunt sute și mii de tone acolo de carne care putrezește și care vor afecta în mod clar biologia zonei, nu mai vorbesc de oameni, de ceva îngrozitor, dar eu mă mir că încă nu s-a apucat nimeni, ce celule de criză se... Acum se face, de-abia e, de ce e real. Mâine noi vom merge acolo, pentru că vrem să vedem, oile sunt la 25 km de port în momentul ăsta, trebuie să vedem și oile și o să mergem și în port și să vorbim din nou cu cei de acolo, care am avut o relație foarte bună și să vedem ce se întâmplă. Adică, în orice caz, înțeleg că exportul este stopat deocamdată până la elucidarea cazului, da, exact. Cel puțin așa că oile alea, sperăm că o să fie salvate suta aceea de oi. Dar cele 15.000 trebuiau să plece. Atenție, cele 15.000 ar fi plecat dacă nu era oprit acel transport, se făceau verificări, dacă nu era presiunea mediatică și ar fi plecat fără șgheaburi de apă, am înțeles, fără mâncare suficientă. Vă închipuiți ce înseamnă? Fără mâncare suficientă ce fac acele animale? Ori mor, ori se mănâncă între ele. Deși nu se mănâncă între ele, că nu sunt carnivore. Cu toate că, iată, am văzut oaie săracă, era înăuntru acolo, care
ciugulea din blana altei oi moarte. Asta era în ultima zi, probabil că din, și din cauza aerului, aer în ghilimele spus, ce era acolo, prindă gaze și așa, deja există niște deviații neuronale care te fac să nu mai știi. Probabil visa că iarbă, nu știu. Da, imagine de coșmar. Nu, oricum. Nu, de asta spun, nu. Nu mai vreau să intru în aceste amănunte. Referitor la navă, ea a fost dusă în Japonia acum 3 ani de zile, unde a primit un calificativ foarte înalt, adică a fost recondiționat. Și într-adevăr, înăuntru, noi n-am văzut nicăieri rugină, n-am văzut, adică arăta, practic, părea că e o navă nouă. Era compartimentată? Cele două punți superioare, cele mai de sus, să spun așa, da. După care apăreau niște punți înalte de, cât să zic, vreo 60-70 de centimetri, deci foarte, foarte joase, cam cât o oaie, da, am înțeles, nu, care nu mai avea niciun fel de compartiment. Ca să anulăm discuția, că existau voci care spuneau că nu e compartimentat. Mii de mulțumiri, final de emisiune. Mulțumim așadar la ora 16, cei care vor să meargă protest în fața Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale împotriva exporturilor de animale vii din România. S-a făcut de altfel și o petiție care poate fi semnată, este pe Facebook. Cam asta a fost. Cuchi Borbuceanu și Tudor Ionescu alături de noi. În rest, aveți o zi pe gustul vostru și orice ar fi, nu puneți la inimă, nu merită. La revedere! Ne-a făcut plăcere! Ceau! La revedere!